Hristos Domnul, marele nostru pedagog, spune: Pricinile bolilor noastre sunt de fapt păcatele noastre. Orice boală sau accident apărut în viața ta a fost provocat de tine. Boala este mijlocul prin care Dumnezeu ne arată că în această lume suntem trecători și călători. Astăzi suntem în viață fericiți, ne veselim alături de cei dragi, mâine nu mai suntem pe pământ. Moartea este adusă de instalarea bolii asupra trupului omenesc, iar tradiția ortodoxă spune că orice boală trupească este cauzată de una sufletească. Omul moare din cauza bolilor sufletești. Plata păcatului este moartea, spune Sfântul Apostol Pavel. După ce Dumnezeu l-a creat pe om în rai, sufletul și trupul pot să dau o sănătate de plină. Sfântul Vasile cel Mare spune că omul era ferit de boală și durere datorită darurilor primite la creație de la Dumnezeu. Din cauza neascultării cei doi, Adam și Eva, primii locuitori ai Raiului, au pierdut haina de lumină protectoare de la Dumnezeu, au îmbrăcat hainele durerii și suferinței și au trecut în această lume trecătoare și pieritoare. O viață bine organizată spirituală, adică ținta noastră principală fiind raportarea la suflet. Este cauza sănătății sufletești și trupești, iar dezordinea spirituală produce boala. Când sufletul este curat și sănătos, îl comunică și trupului aceste virtuți ale sale.